Ba, mergi. Spatele meu, adică aici, sunt cei mai înalt, cei mai scunzi munți din România, cei mai vechi munți din Europa sau ceva genul ăsta, munții Măcinului. Am avut aici o șoară seară, la pensiunea asta, relax, foarte mișto, dacă vreți să vizitați zona asta, e superbă. Știi că munții ăștia, lanțul ăsta muntos, pe vremuri, acum multe sute milioane de ani, extindea de aici până în Anglia. Da, ia uitați că lanț muntos am aici, ia uitați, da, lanț muntos. Și, și bineînțeles, ca în orice, orice zonă din munte, sunt multe capre. Și eu am adus-o pe TV. Așa. Dar mergem să filmăm, o, nu știu ce filmăm, dar ni se are idei. Mamă, dar cât de frumos e, sunt valpul ăla. Da, ce faci, fă? Fă prostul. Așa, așa, ia uite, ia uite, că vrea să se joace cu noi. Bă, poate din punge. S-ar putea, hai. Pam. Bună, fatelor, sunt hair stylist pe Instagram, influencer hair stylist, tund capre. Le tund într-o anumită manieră, de altfel sunt influencer zidar. Zidesc gen dacă ai o față plină de gropi, te zidesc, îți pun acolo, îți bag tot felul de umpluturi ca să plece gropile. Și montez de asemenea gene 3D, 4D, 7D, cum doriți voi. De aceea contactați-mă dacă vreți să vă fac un nou look de capre. Uitați această capră, eu am frezat-o, veniți mai aproape să o vedeți. Te rog să nu mă împrunci, draga mea. Eu i-am pus aceste cornițe, așa am crezut eu că e, și am făcut acest ciuf, ciuful ăsta, da, e cam proastă, că e așa. Stai capra, aaa, uite, vezi, uitați, e prin metoda stuchici. E așa. Bună, fatelor, sunt și influencer de câini. Da, ești alta, acum că ai alt păr. Da, eu în fiecare minut mă schimb. Acesta este un câine tuns de mine, Ciunțit se numește, Ciunțeală. El a fost bișon din ăla foarte, foarte creț, acum este foarte lins. L-am făcut cu placa. Sunt foarte important, adică sunt geta voina câinilor. Dacă doriți să aveți un câine, un dinamovist, orice, aduceți la mine. E foarte scump. Ce faci, boss? Deci așa arată viața lui, comedian. De ce să fac mare necaz pe tot felul meu? A căzut foc, s-a dus dreacul la ta. Aici avem muntele, aici avem pană. Aici avem brotul care schimbă roata. Pană. Abia ce am plecat acum spre Tulcea, abia ce am plecat în sensul că am făcut 10 metri și s-a urcat un foc și am spus poate am făcut pană. După care mi-am prins becul în bord, ai făcut pană. Deci. Decorurile astea vechi. Frumoase, frumoase, dracule, nu știu. Mi-amintește de perioada aia când am dus-o toți mai bine. Bine, toți aia care au trăit, eu n-am trăit în perioada aia, dar mi-amintește de ce am văzut în Chernobyl. Lasă-le pe ele două. Ai, du-te, bă, tu ești prost, avem minibar și eu mai fac pretenții. Auzi? Alicia? Da.
așa ca chestie înainte de show. Ce părere ai despre domnii aia care sunt mai în vârstă așa un pic și nu par chiar de ai locului? Deci am o părere că o să-i se strice copul doamne, să se sară ochelarii domnului. Sper să nu prea mult. Eu cred foarte mult, o să, adică, na, nu știu, cred că o să-și inverteze, o să ia un corp, o să-și ia ochelarii domnului. Nu știu, să vedem cu doamne ajută și, na, să sperăm că o să fie bine. Vă mulțumesc foarte mult. Gata, s-a terminat, m-a dus acolo la baie. Băi, deci și bulzeală, adică ați mâncat ceva stricat, masaia sau ceva să... Deci oameni mâncă ceva din drona. Da, ce? Ce-ați avut pierderi? Filmează. Da. Faci și un pic de asta. Sătărița, uite-mă, băbiță. Și arată un vârconac după ce se transformă înapoi. Ai și tu vreo părere despre asta, Nisia? Care? Despre faptul că stăm la coadă la bani. Mă, părerea mea este că... Când ai nicio părere? Fac România. Fac și faci să Filmează. Adică n-ai dantura pusă. Da, de asta vreau să zic, dă-mi cu părerea acum, spune lucruri. Ce vrei să... Auci. Ce frumos. Tu filmează. Foarte, foarte cald. Deci bacul ăsta e plin și nu a plecat. Bacul e plin de proști. Care nu l-a trecut. Da. Dar ăștia întorc. Ce doamne dată mă să vă vreau? Ia să vedem! Azi fac o surpriză la oameni. E plin ăsta și acolo. M-am vopsit. Stai acolo, pus vopseaua. Vopseaua? Nu tu, măi. O, dar și bine filmează. Stai, măi, că n-am... Cred că e fur sau ceva, nu știu. Da, dar nu știu care e motivul. Mă duc din coace. Stai, măi, că n-am dat tura pus. Gata, am dat tura pus. Deci există două vapoare, cum ar veni, pe care poți treci Dunărea și aparent omul ne-a direcționat fix pe vaporul ăla futut, care era plin și la care se degeaba la coadă. Am o întrebare, tu faci podcast sau faci... Nu fac podcast. Bă, tu... Văd exact ce poți să fac cu vlogul, dar nu o să fac nimic dacă se țipa așa. Care? Nu mai contează. Să vă zic o fază, deci Sergei are tendințe de a face podcast. Deci, încep să vorbească el cu ideile lui, ca și cum ar fi relevant. Vrei să smulg părușul ăla din cap? Ia vezi cum facem cu... Eu tot timpul așa, mai merg... Oprește-mi! Pune-ți centura, fă ceva, nu știu. La mine? La cine? Măi, la mine, mă, de la tine! Wow, ce mașină ți-ai. Noroc că mai ai jucării la care să te uiți. Da. Știi, și mă gândesc eu. Oare nu putem să convingem și oamenii ăștia să vină la show? M-a recunoscut lumea, mi-a cerut autografe. Suntem în Palma. Aveți, Sergei, acum tu? Tu, gen, eu am vrut să fac,
un filmuleț amuzant și nu mă lasă animal, pentru că eu n-am telefon, că l-am pe ăsta. Te-am lăsat să umblu cu telefonul meu pe care 5 minute și stăteam crâncenat ca să nu scăp eu aici. Doamne, cum să scăp eu? Ce s-a întâmplat cu telefonul meu înainte de ăsta? Am scăpat eu o monedă pe el și s-a crăpat. Gen, e foarte rău și foarte nașpa. Adică e foarte stric repede. Asta e problema. Strică repede la tine în mână. Eu n-am avut problema asta cu el. Deci, da, dacă vrei să-ți filmezi chestii așa frumos, ia-ți telefon nou. Dar vaporul ăla merge sau stă pe loc? Nu urca pe acolo, că poate trebuie să pescuiesc din apă. Serios, nu urca pe acolo. Mă, dacă ești din pedicată, dă-te jos. Dă-te jos, că îți fac eu vânt. Dă-te, mă, jos, mă! Aversi-mi o poază! Bună, fetelor, vă salut din Palma de Mallorca, unde vedeți, aici am fost la insula mea privată. Mă simt foarte bine, am o viață minunată, așa ca să spun, și nu știu, viața asta cu bani, cu... chiar e bine. Apă, uitați ce limpede e apa, da? Și pui mâna, eu acum am pus mâna în apă. Și nici nu se vede, zici că nici n-am pus mâna pe apă, da. Aici am fost în Guadalala, e o insulă specială unde se dă cocktailuri din șampanie și caviar. Și pur și simplu mă simt minunată în viața mea așa cu excursii exotice, mâncăruri exotice, cu... Ai misie? Da. Hai că trebuie să coborăm de tipul acolo, am ajuns la galați. A, da, hai, o să... Nu știu dacă se vede că e... Răspunsul meu la toate este bani. Când mămica de acasă mă întreabă, bă, tu ești curvă? Îi răspund, ba nu. Dacă te întreabă cineva ce faci, zici că ești corporatistă. Păi nu, nu lucrezi cu corpul în IT? Nu. Și ești IT-istă. Și ești IT-istă, da. Păi da, că lucrezi cu corpul... Ai zis-o de la capăt. Da. Parcă îmi pare rău când trebuie să plec din apartamente de astea așa frumoase. Da. O să ne fi dor de tine. Ba, baldachine. Da. Cu canapele scumpe. Mamă, cum arată asta? Cu gagici. Faci-mi o poză? Păi, na, uite. A, dar un video, vreau poză. Hai, gata, pozele ai să-ți fac. Așa frumoasă canapeaua asta, așa, în stil victorian și toată camera asta și mă gândesc atât de tare. Oare ce fel de clienți ori mai fi avut aici în pensiunea asta, că e superbă? Și după care am făcut o chestie și anume am ridicat canapeaua și am văzut o sămânță. Voi vă dați seama și o manambalaj de asta. Dar sămânța ne spar genia, dai să mă îmbur toți de la care stă pe canapeaua asta victoriană și se sparge semințe. Bă, că ți-ești pula, hai că vedem meciul, ești prost. Aia, hai să nu ne gândim prea mult. Deci la modul băiatul, cât joacă ăștia, bă, ești prost, cât 2-4, aia face meciul, pula mea, cât iese biletul, ce dracu.